dimineața. Da, ce faceți? Sunt așa cu mocă somnoroasă, am venit la plimbare. Mi-am pus cafeaua în termos. Și apropo, trebuie să vă zic ceva de termose, termosurile astea. Da. Am venit la plimbare pentru că e dimineață și pentru că încă este, nu știu exact cât e ceasul, dar e până în 7. Și asta e bine pentru că în perioada asta e perioada de însămânțare și cam toată lumea e pe câmp acum și nu prea pot să ies cu fetele. Odată că mă cred nebună că am ieșit să plim câinii, ceea ce n-ar fi o problemă, n-ar fi pentru prima dată, deja se aude un tractor pe câmp. Și în al doilea rând pentru că le este frică fetelor de oameni, după cum știm. Și atunci nu aș... Udi! Hai, mama! A rămas pe acolo. Nu aș vrea să le stresez. Și seara, dacă vin târziu, nu prea am mai venit în ultima vreme pentru că sunt foarte obosită seara și nu mi-arde. Și tot au tractoare prin zona asta, că v-am zis, deja văd că s-au însămânțat locuri cu porumb. Și am preferat să stau acasă. Plus că seara sunt obosită și nu mai arde să ies, adică prefer, de-abia aștept să ajung să fac un duș și să mă bag în pat, că nu, efectiv, nu. Chiar încercam să citesc zilele astea și nu-mi iese, efectiv, mă adorm cu cartea în mână. Și de-aia, aici intervin audiobook-urile și sunt bune audiobook-urile pentru că, uite, îți dau un boost, adică poți să mai afli o informație sau să ai senzația că te ții cât de cât conectat cu cărțile, dar să nu trebuie să stai fizic să citești pentru că eu, în punctul ăsta, nu reușesc, nu-mi iese deloc, deci sunt efectiv obosită. Dacă dimineața mă pun să citesc, că îmi propusesem de altfel să citesc dimineața măcar o oră. Odată mă simt vinovată pentru că pierd o oră în care aș putea să fac chestii foarte importante dimineața, fiindcă s-a încălzit, nu știu dacă v-ați dat seama, dar a venit vara. Nu e problemă că se duce înapoi. Așa, dar se încălzește foarte repede și trebuie să termin cu datul, cu făcut diverse chestii înainte de a veni căldura și după ce vine căldura să mă apuc de alte lucruri, gen la laptop, să lucrez alte chestii. Și dacă stau dimineața, odată că mi-e... intervine sentimentul ăla de vinovăție pentru că pierd timpul, deși tehnic vorbind nu-l pierd, și de-al doilea rând mi-e somn, mă ia somnul. Așa că prefer să nu citesc dimineața, să fac ce-am de făcut, la prânz dacă mă pun să citesc. Ce frumos face chestia aia, cred că... Nu știu ce, nu mă pricep la păsări. Așa. La prânz mă ia somnul, seara mă ia somnul, deci da, nu e așa. Ce voiam să vă zic de termosurile astea? Mare grijă la ele. Și eu nu am avut altă soluție, că nu-l mai folosesc pe ăsta, oricum nu l-am folosit foarte des. Dar, ca idee, mare atenție la toate termosurile care vin din China, că au plumb în ele. Plumbul, în cazul în care nu știți, este o substanță, este un metal greu, foarte, foarte toxic pentru organismul nostru. Și o să-l păstrez termosul ăsta, evident că e cu Harry Potter, dar o să caut ceva care să nu provină din China. Deși nici acolo nu ai siguranța că nu sunt contaminate cu plumb, dar se pare că foarte multe din produsele care vin din China, și aici aviz produselor pe care le luați din Pepco, jucării și alte nebunii din astea de plastic și de silicon, sunt contaminate cu plumb. Pentru că ei, în procesele lor de fabricare, folosesc plumb. Încă folosesc, fiindcă la ei nu este interzis. Pe când în Statele Unite, în Europa, este interzis plumbul, folosirea plumbului, tocmai din cauza că este foarte, foarte toxic și produce foarte multe, are foarte multe efecte negative asupra organismului uman și îți poate face rău. Plus că se curăță foarte greu din organism, adică dacă ai vrea să faci o detoxifiere, cum zic unii, se curăță foarte, foarte greu din organism. Așa că mare atenție la toate prostiile și porcăriile pe care le
tot cumpărăm din, și spun cumpărăm pentru că mă includ și pe mine, din Pepco, Kik, Sinsei și așa mai departe. Nu știu dacă ați văzut, dar am început să mă limitez la a cumpăra chestii de sticlă din porțelan. Pe alea nu cred că sunt, din ce am văzut eu, dar în orice caz, chestiile de plastic sunt contaminate. Aveți grijă cu jucăriile, cu astea, că dacă putem să ne ferim, adică de ce să ne supunem unei intoxicări voluntare dacă am putea să evităm, adică găsim jucării și recipiente și alte chestii și în alte părți. Și în general aveți grijă la lucrurile care vin din China, pentru că nu doar magazinele astea comercializează produse care vin din China. Așa, dar pentru asta v-am zis, trebuie să găsesc un înlocuitor, fiindcă, da, nu, este un boschete. Iarăși am avut aceeași fază pe care am avut-o acum câteva seri, când am mai venit cu fetele la plimbare. Am văzut un boschet și nu știam dacă este un om care merge pe drum pe aici sau este un boschet. Era un boschete. Apropo de treaba asta cu boschetele, nu știu dacă ați văzut că pe net umblă întrebarea asta sau a fost un sondaj cu tu ca femeie, dacă te-ai întâlni într-o pădure, ai fi singură, singurică și te-ai întâlni într-o pădure cu un urs sau cu un bărbat, de care ți-ar fi frică sau pe care ai prefera să-l întâlnești? Parcă așa era întrebarea, ceva de genul ăsta. Și aproape 99% din femei au spus că ar prefera să se întâlnească cu un urs. Și s-au scandalizat, bineînțeles, masculii feroce ai universului, pentru că cum? Dar de ce? N-aveți încredere în noi? Da, cam așa este. Și pot să confirm și eu chestia asta, pentru că și de-aia am și tot timpul telefonul la mine, de exemplu, când ies aici. Sunt foarte aproape de casă, teoretic, aici pe câmp, la, nu știu, 10 minute de casă, dar cu toate astea mi-au telefonul cu mine, pentru că nu se știe niciodată, știți că am mai avut tendința să plec fără. Fiindcă, da, ursul cel puțin este previzibil și ursul nu atacă decât dacă este în pericol sau dacă este provocat sau dacă este foarte flămând. Adică ursul nu atacă just because. Dar au fost cazuri și sunt documentate și au ieșit iarăși acum la suprafață odată cu scandalul ăsta. Că au fost femei care s-au întâlnit random în pădure cu, cu bărbați și au sfârșit tragic. Și să nu uităm de atât de câți criminali în serie. E o serie din asta cu criminali în care se povestește cum tot felul de criminali din ăștia urmăreau fete care se duceau la alergat sau la hiking prin păduri și Dumnezeule ce le făceau și că le torturau și ce le... Așa că, da, mi se pare destul de justificată treaba asta, frica asta a multor femei, fiindcă, într-adevăr, bărbații când au senzația aia de putere asupra ta, nu se comportă cum te-ai aștepta, știți? Adică nu se comportă ca un urs, că bănuiesc că și ursul ăla știe că e mai puternic ca mine, dar mai ales eu 50 de kg, el 200 și de kilograme, adică cred că și lui trece prin cap că e mai puternic decât mine, dar nu-i vine să mă mănânce just because, așa. Dacă mă duc și dau cu bățul și săcă-i și îi fac rău, normal că trebuie să se apere. Dar în rest, da, ce Dumnezeu e acolo? Stați așa acum. Era happy și cu niște ciori pe lângă. Da, îi vedem doar partea din spatea cozii lui Happy, care e mai deschisă la culoare și stătea într-o poziție din asta dubioasă. Da, și da, e foarte interesantă chestia asta. Chiar voi ce ați... De ce v-ar fi mai frică? De un bărbat sau de un urs, dacă v-ați întâlnit cu el în pădure? În condițiile în care ați fi singure, ca femei. Sunt foarte curioasă. Spune și voi în comentarii. Da, e foarte fain. Și liniște, și plăcut. Și se aud multe păsărele și mulți fazani și soarele în nori, pentru că se preconizează că de diseară ar trebui să înceapă ploile și să vină toamna. Fiindcă tot ziceam eu mai devreme, stați că mi-a intrat barun, gură și în ochi, așa, tot ziceam eu mai devreme că
E cald, așa că a venit vara și că am trecut direct la vară. E, lăsați că ne calmează. Săptămâna asta ne calmează. Să ajung chiar temperaturile la 4 grade noaptea. În unele zone am văzut că scad chiar sub 0. Așa că noi ne putem declara mulțumiți și fericiți pentru asta. Și da. Așa că astăzi o să fie o zi foarte, foarte full din multe perspective, fiindcă am multe treburi de terminat. Aș vrea să termin multe chestii logistice, ca să spunem așa, pentru casă. Fiindcă dacă următoarele 5-6 zile vor fi numai de ploaie, o să fiu arestată în casă, cum ar veni. Și ca să fiu eu sigură că e tot în regulă, trebuie să pun totul la punct astăzi. Să vedem ce fac cu fasolea aia și cu călțunii, că de aia mie, nu mie că vine frigul, mie că e de călțuni și de fasole, că n-aș vrea să înghețe, că alea sunt mai sensibile. Că castraveții oricum nu au dus-o prea bine, așa că aștept să treacă perioada asta și după aia o rezolv cu castraveții. Am cerut niște folie de la vecini, că aveau niște folie pe care voiau să o arunce și am cerut niște folie să văd, poate pun pe fasole cât timp e frig. O să fie vreo două nopți mai periculoase, dar încerc să fiu prevăzătoare, ca să zic așa. Do you wanna see a drama queen? Ia uitați-o! Uitați-o cum face. N-a vrut să vină de la început pe drum și după aia urla și se plângea de parcă, Doamne, am părăsit-o, de parcă cine știe ce i-am făcut. Hai, Udilă! Hai, mami! Hai! Puși! Hai, pușu! Hai, mama! Hai că te lăsăm aici! Hai că acum chiar te lăsăm aici dacă nu vii. Evident că nu o lasă aici, dar... Hai, mama! Haide! Iuhu! Hai, l-o dă înainte! Schumacher! Micul Schumacher! Negru. A, și acum trebuie să o iau eu prin pământul ăsta. Și mi-a intrat pământ în Adidas. Which is amazing! Ziceți voi că nu e o priveliște magică. Ziceți voi că nu e. Deci de dimineață când am ieșit și am văzut zona asta așa, aici, s-a părut atât de zen. Începe să se înverzească, începe să fie din ce în ce mai verde și mai natural și mai frumos și zic, ah, era, nu știu, mi-a dat o stare așa de relaxare și de bine, de nu se poate. Vor fi meri înfrunziți pe de întregul, când va fi și aici, mă rog, astea vor fi acoperite de bălării și de toate cele, da, sunt verzi, o să fie tare bine și, da, ce plăcut e, e tare plăcut și știu că vă place și vouă, mi-ați zis în vlogul trecut și mă bucur tare mult că vă place și vă simțiți bine și voi când vedeți așa priveliște asta, că și efectiv sunt înnebunită după priveliște asta și mă bucur că o am aici. Cer scuze dacă am ceva între dinți, dar tocmai am mâncat, am filmat ceva, trebuie să filmez când am venit de la vecina mea ceva și acum am... Am mâncat avocado toast și nu știu dacă voi mâncați o jumătate de avocado sau un avocado întreg. Că eu de obicei dacă mănânc numai jumătate de avocado, chiar dacă pun cu ou, cu brânză, cu pâine, cu toate cele, parcă nu mi se pare suficient. Și acum am făcut un avocado întreg cu două ouă și cu un pic de brânză și cu niște roșii și deci simt că mă rostogolesc. Dar e bine, că o să-mi țină mult timp asta și mai am un pic de cafea aici. Mă gândeam să-mi mai fac o cafea, dar... Cred că mi-a mai rămas de dimineață. Am lăsat-o aici pe asta și... Da. Spre deosebire de ieri, este mult mai rece. Bate puțin vântul, dar e suportabil. Adică pot să fac ce am de făcut înainte de a intra în casă. Că o să trebuiască să intru în casă, după aia să fac și acolo niște chestii. Dar înainte de a intra în casă, pot să fac ce am de făcut aici. E călduță, nu e? Caldă, caldă. Așa. Este deja 11 și ceva. A trecut incredibil de repede timpul. Dar, da, o să mă apuc acum de treabă. Am ceva de făcut în spate. Și după aceea să vedem. Că trebuie să mă pregătesc de ploaie, cum am zis. Vine sezonul musonic. Și trebuie să mă pregătesc. Dar partea bună este că atunci pot să mă ocup în casă de alte lucruri și inclusiv poate reușesc să citesc, dacă e. Adică tot v-am arătat câte puțin așa din flori, hai să vă arăt și florile de gutui.
Sunt pe punctul să se scuture, că este înflorit deja de ceva timp, dar da, este un gutui bătrân care are niște probleme acolo de sănătate, dar cu toate astea face gutui și le face mari și frumoase și să vedem anul ăsta cum o să fie, dacă o să le poată duce, pentru că, v-am zis, e bolnăvior, dar nu-i problemă, că i-a dat acolo o chestie nouă și o să-l întinerim, ca să zic așa. Udicio, udicio-ciu, ce faci? Ce faci tu, Udilă? Împăzești papuci? Sau îmi dai papuci? Care? Una din două? Care ți se pare mai plauzibilă variantă? Vai, ce bine te încadrezi tu în peisaj, ce frumoasă ești, Udilă. Ești foarte frumoasă, Udilă. Plină de praf, da? Ești frumoasă. Brusc și dintr-o dată m-a apucat alergiile. Hello, ce faceți? Este mult, 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 mult mai târziu și îmi pare rău dacă auziți mult zgomot pentru că trec multe mașini la ora asta, dar am terminat cu pregătitul pentru calamități, fiindcă efectiv mă simt ca americanii care se pregătesc de tornade. Am văzut câteva TikTok-uri cu americani care se pregăteau de furtuni, de tornade și așa mă simt și eu. Am pus, am asigurat beciu, am făcut curățenie la găini ca să nu cumva să intre apă și să se facă mizerie și mai mare. Am pus diverse pe aici, deja văd că începe să bată vântul, așa că mă asigur ușor, ușor, încep să mă asigur de calamități, că v-am zis că de noaptea asta, ci că plouă, sper să nu fie totuși cu furtună și cu vânt din ăla rău de tot și cu probleme, pentru că, da, să nu fie cu vânt cum a mai fost, vântul ăla super, super aiurea. Și acum, na, a început și concertul de găini, nu ale mele. Slavă cerului, ale mele sunt mute. Deci găinile mele sunt mute, din fericire. Sunt aici, pe undeva. Mai devreme erau pe lângă mine. Sunt mute, deci jur, nu zic nimic. Are vecină mea o găină, îi ouă cam o dată pe săptămână și dacă nu se laudă aproape o săptămână întreagă. Deci, cum zice, că e atât de enervantă, că efectiv într-una se laudă ca ouat. E, ale mele nu zic nimic. Sunt niște mutulici toate. Apropo, trebuie să vă zic despre Coconucă. Să vă povestesc că am o găină, culmea ironiei, care seamănă cu mine. Adică e chioară. Da. A fost Eugenia săptămâna trecută la mine și s-a uitat la ea și că, bă, tu ai văzut că ea nu vede cu un ochi? Zic, nu mi-am dat seama. Ne asortăm. Asta este, ne-am potrivit, ca să zic așa. Și cred că nu vede cu același ochi cu care nu văd eu, s-ar putea. Nu știu, l-am verificat, o să mă uit, da. Așa, și acum mi-am făcut un ceai, pentru că am mai băut eu o cafea mai devreme, până să mă apuc de toate poveștile astea, dar acum parcă aș vrea un ceai, mă simt puțin cam deshidratată și aș vrea niște ceai. Și de principiu mi-am terminat cam toate treburile mari pe afară, adică v-am zis, m-am asigurat de furtună, m-am asigurat de alea, am pus peste tot ce trebuia să pun. Hopefully o să plouă, dar nu o să fie cu furtună din aia urâtă și cu vânt și cu dezastre, pentru că e ultimul lucru pe care mi-l doresc. Și bănuiesc că toată lumea e în asentimentul meu. Dar da, aici, în schimb, e foarte, foarte relaxat și foarte bine. Stau pe iarbă, îmi place să stau pe iarbă, știți că mie îmi place să stau pe iarbă și... Da, aștept să se mai recorească puțin, pentru că e și cald, s-a încălzit destul de tare. Inițial nu era cald, de dimineață era chiar răcicuț, dar s-a încălzit destul de tare și poate mă mai duc cu fetele la o plimbare rapid așa pe seară, nu știu, să vedem. Dacă nu, o să intru în casă și o să mă apuc de altele, că da. În casă am ce face, adică nu e ca și cum aș duce lipsă de muncă în casă, no way. Exact ce vă ziceam. Ia uitați-le. Ce fac fetele? Unde duci, mama? Ce-a făcut totul? Uitați că nu știu ce au văzut. Ah! Vine Mrs. Ce faci, Mrs.? Bonjour! Ce faci, Mrs.? Hello! Morning! Stați așa, că am mutat periga și am uitat să-i pun asta. Stați să văd. Mai trebuie o spungi. Salutare! Ce faceți? Reluăm vlogul ăsta pentru că l-am abandonat vreo două zile, fiindcă
Jesus. Cred că m-a prins o alergie ceva. Foarte drăguță de altfel. Și două zile n-am putut să respir. Am simțit că mor. Efectiv, simțeam că mor. Aveam nasul înfundat așa și parcă mă mânca așa. Dar nu, în prima zi am avut o amigdală umflată. Hă? Și acum parcă e un pic iritată. Și mă ustura foarte tare în gât. M-am trezit noaptea că ustură foarte tare în gât. Hai, te rog eu să nu plouă. Please. Da, tot plouă de atunci de când v-am zis. N-a plouat atunci, în seara aia, când v-am zis. Au fost doar vânt. Dar a fost așa urât. Și după aia, a doua zi, a plouat foarte mult. Și azi noaptea a plouat foarte mult și să sperăm totuși. Și ieri a plouat foarte mult. Să sperăm că totuși se mai oprește, pentru că astăzi n-aș vrea să plouă. Astăzi mi-am propus să ies puțin în oraș. Nu mă duc decât aici la mall-ul ăsta de la intrare din oraș, adică nu intru efectiv în oraș. Mă gândeam să mă duc la muzeu sau ceva, dar n-am timp și n-am nici chef de muzeu acum. Și așa că o să merg până la mall-ul ăsta aici, la intrare în oraș. E un mall. Caricatura de mod, unde am mai fost. Și unde este și Leroy-ul, de altfel, că de fapt acolo aș vrea să ajung, dar dacă tot ajung la mod, să trec și pe la Pepco, să trec și pe la Sinsay, să trec și pe la, nu știu ce o mai fi pe acolo, și mai cas gura puțin, și după aia merg și pe la Leroy, că aș vrea să mă uit de niște chestii, mi-ar mai trebui niște chestii, unele lucruri chiar și pentru găini și... Cam asta aș vrea să fac și mi-ar plăcea dacă n-ar ploua ca să pot să... Dumnezeule mare, ce-i face? Există o dramă a cocoșilor în dimineața asta, așa găinilor, nu ale mele, că ale mele din fericire v-am zis că sunt foarte cuminți și sunt niște fete extraordinare, a vecinilor. Adică nu ajunge că am fost informată că au numai 10 cocoșei din aia mici. 10 din aia mici, știți, din aia mici drăgălași, care sunt de fapt foarte afurisiți, că aia sunt bombe nucleare în miniatură. Deci aia sunt, că ziceau să-mi dea și mie. Nu vreau, mulțumesc, nu-mi trebuie, nu vreau să-i văd în fața ochilor, pentru că efectiv sunt bombe nucleare, sunt foarte răi, sunt foarte stricători și n-au decât 10 cocoșei din aia. Da, și mai au și din aia mari, vreo 3 sau 4 parcă, și am înțeles că am auzit, fără să vreau, că există o dramă a găinilor. Da, și da, dacă auziți niște sunete dubioase, să știți că nu moare nimeni decât găinile lor. Bun. Așa. Și apropo de găini, ochelari mari de muscă, cred că ar trebui să-i schimb, nu? Că-s cam mari. Știu, tot timpul au fost mari, dar, cum îi zice... Mi-e placă, mi-acoperă ochii ca lupa și mă protejează de soare. Apropo de găini, m-am dus, le-am dat de mâncare, am luat ouăle pe ziua de astăzi, le-am dat apă, le-am schimbat apa, le-am făcut ordine. Sunt bine, doar că nu pot să le dau drumul, că ele ar vrea acum să le dau drumul, dar nu le dau drumul pentru că plec și totuși sunt mai safe acolo închise în țarcul lor decât la mine afară aici. Să știți că am frigiderul plin de ouă, deci a fost o afacere foarte bună. Pe lângă faptul că v-am zis, sunt foarte, foarte, foarte cuminți. Mă gândeam la coconucă. Sunt foarte, foarte cuminți și sunt niște fete ascultătoare și nu strică și se înțeleg cu căței, se înțeleg cu pisicile, n-au nicio treabă. Ba din contră, ele sunt alea care bat câinii, da? Ele sunt niște bully față de căței. Dar, da. Mai duc o dată, mai dau o tură pe la ele. Am dat la căței să mănânce, le-am pus apă. Și acum, să sperăm că nu plouă, să plec și eu, să fiu și eu un om normal, să nu, așa. Mai ales că e foarte, foarte multă mizerie. Apropo, de-aia m-am și îmbrăcat așa, sunt foarte sport îmbrăcată, am blugi pe mine și Adidas Puma. Adidas Puma, da. De fapt, Adidas Puma nu e chiar o contradicție, pentru că la un moment dat a fost aceeași companie. M-am îmbrăcat așa pentru că e un noroi, e o mizerie pe stradă la mine. Noi trăim în nebun mediu, adică vă vedeți că la mine în curte e frumos și e zen și e totul. În rest este nebun mediu, nu vreți să știți. Așa că hai să mergem, vedem ce facem. Să mă duc în oraș, să intru în oraș. Na. Da, mama! Yes, babies! I'm so sorry! Da, fetele, ia uitați!
Ia uitați-le cum stau aici! Primăvară! Eliberare! Eliberează-ne, că murim! Hai, come on, babies! Haide, gata, sunteți libere, gata! Îmi cer scuze că v-am ținut atât închise astăzi. Na, o să aveți mâine mai repede drum, dar drum. Și am mai găsit și un toiaș. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Huhu, ei. Am frigiderul plin de toiașuri. Da, bună ziua, prințesa mea, dar ce faci? Vai, ce dulce ești tu. Ce faci tu? Te bucuri de soare? Te-ai uscat, că de dimineața arătai de ziceai că ești un ghem de blană gud. Okidoki, Smokey, m-am întors. N-am filmat nimic cât am fost plecată, pentru că atunci când am ajuns acolo vorbeam la telefon și după aia m-am luat cu altele și n-am mai filmat nimic. Și nici n-am luat tot ce mi-am dorit. Adică, de fapt, cred că n-am luat nimic din ce mi-am dorit. Am luat orice altceva, numai ce mi-am dorit. Nu-i problemă. Ce scuze dacă auziți gălăgie, dar se lucrează la gard. Așa. Mențiunea numărul 1. Parcă nu se plătea garanție la sticlele de sticlă? De când se plătește și la sticla de sticlă garanție? Că parcă știam că garanția se plătește la sticlele de plastic și la cele de la doze. Nu și la sticlele de sticlă. Deși văd că are și asta simbolul de reciclare. Ok. Am intrat în Carrefour și dacă tot am intrat, mi-am luat o sticlă din asta de apă, că na. Yes, princess, ¿qué pasa? Mențiunea numărul 2 și cea mai importantă. Am avut întâlnire de gradul 0, așa, din senin. M-am întâlnit cu directorul de la liceu, directorul meu de la liceu, care mi-a fost și profesor de română 4 ani. M-a văzut că stăteam și așteptam autobuzul și m-a recunoscut și că nu mergea Tărtășești și prima dată nu înțelegeam ce vrea nenea ăla de la mine. Și după aia când m-am apropiat de mașină zic, aaa, da, omul foarte, foarte, foarte fain și foarte interesant și foarte, da, foarte inteligent. Și am avut discuții foarte inteligente pe drumul meu până aici și foarte drăguțe și... Da, a fost unul din puținii oameni pe care i-am putut privi ca mentor când eram la liceu, pentru că, na, fiind la țară și toate cele, da, nu prea aveai de unde să alegi, știți, calitatea profesorilor nu era ca cea din oraș, fără să vreau să supăr pe nimeni, dar nu. Și, da, mi-a dat o sare tare bună. Cine mă știe și știe de unde sunt și ce liceu am făcut, îl cunoaște, îl știe foarte bine, pentru că este o emblema a comunității noastre, ca să zicem așa, și nu l-am mai văzut, chiar nu-l văzusem de foarte mult. Și apropo de dacă dânsul mi-era foarte simpatic, soția dânsului, deci o femeie extraordinară, deci femeia aia, doamne, deci mi-a plăcut atât de mult de dânsa că nu se putea. În fine, da, mi-a părut tare bine să-l văd. Hai să vă zic ce am luat din Sinsay și cred că din Carrefour, că din... bună, bine ai venit la noi! Din asta, din, cum îi zice, din Pepco, până la urmă n-am mai luat nimic. Aveam o listă foarte mare de chestii de luat din Pepco, dar n-am mai luat. Deci mi-am luat un pistol din ăsta pentru că, unu, trebuie să-l înlocuiesc pe al meu pentru că s-a înfundat cu, de la apă. Da, prințeja mea, frumoasă, uau, doamne, ea este prințeșa mea, cea mai frumoasă și cea mai dulce care m-a înghesuit, toată noaptea m-a înghesuit. Ba nu, de dimineață m-a înghesuit. Iar noapte m-a înghesuit tare. Ce-o fă, mică? O, doamne, puiul, mama, ce faci tu? Doamne roasă, eu cred că ea a dormit de când am plecat până acum. Că am lăsat-o dormind și cred că acum s-a trezit, că are o mocată de somnoreză de doamne. Așa, deci trebuie să înlocuiesc pistolul al meu de grădină, cu care ud. Și l-am găsit pe ăstea și motivul principal, o să vă spun, și o să pară foarte aiurea, dar motivul principal pe care l-am luat este că se apropie de culoarea furtunului. Pe când cel pe care l-am este verde din ăla deschis și arată urât. Și pe ăsta oricum trebuia să-l schimb că s-a încărcat de piatră. Apa la mine, după cum v-am zis, de 11 milioane de ori. Apa la mine e foarte, foarte dură, cu mult calcar în el. Și... S-a depus pe pistol și nu mai udă ca lume, nu mai stropește ca lume. Dar văd că ăsta are numai 4 tipuri de stropire. 5. Ah, bine, merge și așa, no problem.
nu-i problemă. Are, oricum are ce îmi trebuie mie, așa că nu. Așa, aici am luat odată aia din sisei. Am găsit un set din ăsta, de ustensile din astea de grădină, mai mari, nu ca cele pe care le am eu, deși cele micuțe, dacă vă aduceți aminte, am luat unele micuțe, 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 din februarie, din Pepco. Cele micuțe sunt foarte bune pentru pahare, pentru recipiente mici în depus pământ, dar pentru straturi îmi trebuie și ceva mai mare și le-am luat pe astea și astea au fost 15 lei, ăsta a fost 18 și am mai luat ăsta care era să se spargă, că a pus domn director o frână de Doamne. Deci a pus o frână la un moment dat, nu știu ce a văzut, ce i s-a părut, că să văd că s-a și negrit, dar nu-i problemă că se spală. Este un recipient din ăsta pe care l-am văzut și pe online și scria că numai prin aplicație, numai online se găsește, dar l-am găsit în așa, de cafea. Și aveau online, aveau și de ceai și de zahăr și cred că o să recomand și pe celelalte pentru că este din ceramică și apropo de ce v-am zis la începutul clipului, vă aduceți aminte despre ce vă ziceam la începutul clipului cu aveți grijă cu Pepco și Sinseriu cu toate așa? No, e din ceramică, din fericire. Are închidere din asta ermetică și da, o să fie foarte bun pentru cafea, pentru că n-am un borcan drăguț de cafea. Și ăsta arată bine, arată suficient de bine încât să-l pui direct și pe blat, adică eu în general încerc să le ascund, dar o să arate bine și pe blatul de bucătărie și poate le comand și pe cele pentru ceai și pentru zahăr, pentru că chiar arată foarte ok. Așa, și asta a fost tot ce am luat din Sinsei. Am trecut pe la Leroy și nu m-am lipit de nicio plantă. Vreau să văd dacă au ceva răsaduri. Am luat niște saci, că mi-am adus aminte că trebuia să iau din Carrefour și am uitat. Saci pentru coșul de gunoi și niște semințe. Două din astea de pepene galben, pentru că mi-a ordonat vecina mai pepene galben. Și am luat și eu două soiuri, nu știu, să vedem de care vrea. Că e foarte pretențioasă la pepene galben. Ăla care îmi place mie, ea spune că e din ăla turcesc și că e dovleac și mie ăla și ăla de-i place ei, eu zic că e dovleac, că are gust de dovleac, deci niciodată nu e așa. Am mai luat de pepene roșu, că nu știu dacă mi ies pepenii roșii, și castraveți, niște micro castraveți micuți așa din aia de, teoretic zic ei că ar trebui să se facă micuți, habar n-am, nu știu. Aha, și din Carrefour am mai luat o cratiță. Nu știu, voi ziceți cratiță sau oală la asta? Eu zic cratiță, că e mică, deși are formă de oală, că pentru în capul meu asta e forma de oală. Dar am luat una din asta că era și ieftină. Cât am dat pe ea? 30 de lei, parcă, ceva de genul. Și e din inox și are fundul gros. Și e foarte, foarte bună pentru că am trebuit să o pensionez, să o concediez pe aia pe care o am. Așa, și e și micuță, încât să, de exemplu, dacă vreau să-mi încălzesc ciorbă, nu trebuie să pun dita mai oloiul de ciorbă, pot să pun în asta că e mai mică și se încălzește mai repede. No. Și că asta a fost toată captura mea pe ziua de azi. Am luat și încărcătorul cu mine în caz că rămân fără bacterie la telefon. Și cam atât. Da, m-am plimbat, am căscat puțin gura, dar având în vedere că s-ar putea să se aglomereze acolo după masă, am zis să vin mai repede și știam că am și găinile care mor, că nu le-am dat drumul, așa că am venit acasă. Acum, pentru că afară e destul de cald și de frumos și de bine, în primul rând îmi voi mai face o cafea, că am băut două deja pe ziua de azi, dar parcă nu mi-ar mai strica încă una, ambele au fost slabe. Și așa că pot să mai bag încă una și cu ocazia asta duc și ăsta la bucătărie și spăl. Și vedem ce facem pe afară, nu știu dacă mai vezi că e ud, totul e ud, but oh well, we shall see. Mâine s-ar putea să mă duc la piață, dacă mă duc mâine la piață ar fi super dacă găsesc flori. Asta e intenția mea, mâine să mă duc la piață și poate găsesc niște flori. Amazing, minunat. Da, vedem, da, până mâine mai avem, vedem ce ne mai facem, de ce ne mai... ziceam că fac focaccia azi. Nu știu, să fac, să nu fac, să fac tot duminică. I don't know, am făcut duminica trecută și am făcut o focaccia absolut fabuloasă. Ce a fost genială. De acum încolo cred că mă reconvertesc pe focaccia și mi-a plăcut tare mult. Aia e Vulbi, care e isterică, e puțin isterică. V-a zis, se lucrează la gard și are și ea o treabă. Hello! Haideți, dragilor! Hai să faceți puțin în sport.
Un pic de exercițiu. Bună, coconiucă, bună, coconiucă. Da. Am zis că o să vă povestesc care e treaba cu ele, dar nu acum, că acum trebuie să vă zic altceva. Hello, good morning, bună dimineața. Ah, am un nou, las că-l iau după aia. Ce faceți? Așa, eu am venit să le dau drumul la maimuțe pentru că și-a făcut treaba. Am fost de dimineață, am fost la piață și am luat flori. Pentru că matematica mea de piață este foarte proastă, de aia nici nu mă duc. Dacă la magazin zic că mă duc să iau un lucru și mă întorc cu 7 alte lucruri, poate și fără ăla de care avem nevoie. Dacă mă duc la piață, cu siguranță nu iau nimic din ce-mi trebuie și iau orice altceva. Adică m-am dus după o coadă de furcă, fiindcă aveam nevoie pentru furca mea, pentru una din furcile mele aveam nevoie de o coadă și am luat o coadă de furcă. Bine, deci aia a fost 15 lei, ca să înțelegeți. Am mai dat 10 lei pe gogoș, pentru că sunt niște gogoși acolo în târg și sunt proaspete și miros bine și e mirosul ăla de gogoașă proaspătă și am luat și vecina mea. Și 70 de lei am dat pe flori. De aia zic, matematica mea de piață nu este cea mai fericită și e bine că nu mă duc prea des, că dacă mă ajut eu prea des, s-ar fi bai, mare bai, așa că rar, da bine. Și hai să vă arăt holul meu de la piață. Așa, și suntem aici, m-am întins aici că era soare, când am venit ăsta era singurul punctul soare. Bonjour, ce faceți? Ați venit în vizită? Așa, am găsit la, cum am intrat în piață, am găsit o doamnă care avea mușcate și avea o grămadă de mușcate, multe, 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 multe culori frumoase și mi-a luat ghiveciul ăsta. Ăsta a fost 20 de lei, ceea ce e senzațional pentru că sunt două culori în el și am luat încă una din asta mică, teoretic, cu 30 de lei, cu 10 lei, pardon, 30 de lei în total. Și asta este o nuanță mai închisă de ăsta. Asta i s-a rupt floarea, stați, că i s-a rupt floarea, stați o secundă. Asta e floarea de la ea, vedeți, este un pic o nuanță mai închisă, m-am pus eu așa ca să fac umbră, ca să vedeți culorile mai bine, așa, și asta e de aici, doar că i s-a rupt floarea acum, și la fel și asta, sărăcuța, e atât de lungă, încât am prins-o în roata la bicicletă, din păcate, și mi-am luat, bineînțeles, pătunia, de fiecare dată când vă pătuni, nu pot să nu mă gândesc la mătușa lui Harry Poarta. Dar da, mi-a luat petunii, 6 petunii, au fost cam scumpicele, pentru că e un pic cam de vreme, dar nu știu dacă mai ajung în săptămânile viitoare la piață și așa că mai bine iau acum. Așa, și niște crăițe, pentru că din astea galbene, galbene, așa, nu cred că am. Cele pe care le-am pus eu s-ar putea să fie ca astea, am luat și două din astea ca să am din timp, dar da. Și asta e holul meu. Da, nu e foarte interesant, dar să știți că da. Și am fost, am luat ghivece, ca să am ghivece și agățători pentru mușcate și le voi muta pentru că nu le las așa. Și asta, de asta vreau să mă ocup acum. Așa, de asta vreau să mă ocup acum. Vreau să pun mușcatele și mai am mușcatele mele, alea roșii, și vreau să le mut și să le pun în ghivece noi, să le schimb și pământul, că ar fi cazul să le schimb și pământul. Și după aceea vom vedea. Pun și petunile, să văd unde le pun, că nu mi-am fixat nimic în minte exact unde să le pun sau ce să fac cu ele. Le-am luat, atâta. Le-am văzut și zic, I want it, I want it. Nu. În ciuda faptului că pe vremea când eram adolescentă, toată lumea zicea că nu mă ocup de toată lumea în sensul de mama. Așa că mie nu-mi plac florile și că n-am grijă de ele. În momentul în care am ajuns să stau singură și să am, să le pun eu, să le îngrijesc eu și să le pun în felul în care vreau eu și să le cumpăr ghivece, să arate bine, nu să le pun în sticle de plastic și așa mai departe, deci sunt înnebunită după ele, deci sunt așa. Singura problemă este că iarna nu prea am unde să le bag, că dacă aș avea unde să le bag iarna, but, da. Așa, și, apropo, nu v-am zis, sunt mușcate curgătoare, din alea de selasă, de aia târnă sau atârnătoare, nu știu cum le zic unii, pentru că mie nu-mi plac mușcatele alalte, am senzația că mă mănâncă piele când le văd frunzele, că sunt așa păroase frunzele la mușcatele alalte și parcă mă gâdile, mă, zici, nu, așa, dar astea îmi plac. Și da, ce vrei, Happy? Să nu cumva să le zici ceva la găini, că ții un cioc în nas, știi foarte bine. Că n-ar fi prima dată, adică nu. Și eu tot pe nas vorbesc, nu știu dacă la voi se sesizează chestia asta, dar eu vorbesc tot pe nas, pentru că încă mă sâvâie chestia asta, alergia asta sau ce Dumnezeu este, mă tot trezesc cu nasul înfundat și
curg chestii, da. Vă scuteți de imaginea, de descrierea vizuală a imaginii, dar înțelegeți voi. Și ar trebui să... mă mai ocup de niște ghivece astăzi, dacă tot am petuniile și astea, ar trebui să mă mai ocup de niște ghivece, ar fi fain. Și că tot mi-am luat lopățelele la ieri, vedeți? Toate bune, toate bune. Are vecina mea o vorbă când îi mai fuge timpul așa și nu știe exact ce a făcut sau întreb ce ai făcut și nu prea știe să-mi spună. Îmi zice ce am făcut, ce n-am făcut, că timpul a trecut. E, cam așa și eu. Nu știu ce am făcut, dar mi-a trecut ziua. Adică știu că am pus florile, dar altceva nu știu exact ce am făcut. Să vă zic. Acum am venit și am plivit un strat aici, am buruienile, le-am scos dintr-un strat de aici, ăsta din față, pentru că s-a cam terminat cu ridichile și cu salata din zona asta și pot să-l pregătesc pentru că acolo vreau să pun ardei iute, dar după ce trec serile astea reci, că vor urma câteva seri destul de reci, recicuțe, și ardeii sunt mai sensibili. Și așa că îi mai las câteva zile în căsuța lor provizorie și după aceea o să-i mut aici. Sunt niște ardei iuți pe care vreau să îi am. Și da, ia să vă arăt. Acesta este El Strato, stratul ăsta din față de aici, de pe stânga, unde aveam salata și ridichile. Salata asta o să se mănânce și o să dispară și ea. Acolo sunt morcovi, ce-au mai rămas pentru că mi-a săpat vulpii, a avut grijă. Și pe acolo vreau să fac un rând așa de ardei din aia iuți, pentru că sunt foarte, foarte buni. Și hai să vă arăt ce am făcut. Am pus pe petunile și am pus câte una din cele movulii. Am pus una aici și una în partea asta, pentru că știți treaba cu simetria la mine. Și ele vor crește și vor fi mari. Pe partea asta vreau să pun călțuni, dar tot așa, după ce o să treacă perioada asta rece. Aici vreau să pun călțuni și o să fie așa o zonă cu flori aici, pe partea asta, unde trec încolo. Da? Eu v-am zis că mi-am împărțit curtea în bucăți, în părți. Și acolo avem o zână mică. Are mai devreme, nu știu de ce mi-e una să joacă. Nu știu cu ce să joacă. Așa. Și petunia aia o să crească mare, călțunii la fel vor crește mari și o să fie așa o zonă colorată de trecere și nu o să se mai vadă nici bila aia așa, nu o să mai vadă tija de la bilă, că se vede urât așa. Dar da. Așa. Deci am pus două acolo, pardon, și una am pus-o aici, în mijlocul căpșunilor. Căpșunii vor crește mari, se vor face uriași, dar... cumva, așa, nu mai pun atâtea flori câte am pus anul trecut, că anul trecut am pus foarte multe și am sufocat căpșunii, dar pentru moment este bine. Una cred că este suficient. Aici am făcut curățenia, acolo trebuie să fac și acolo curățenie, că am început ieri, după ce am vorbit cu voi și n-am terminat. Și crăițele, sau marigolds, cum vreți să le ziceți, cele galbene le-am pus aici, pentru că vom avea și roșii pe partea asta, în stratul ăsta. Și celelalte pestrițe cu două culori le-am pus aici, una aici, în stratul ăsta în care de altfel nu e nimic. Așa au început să crească bălăriile. Trebuie să mă duc să cumpăr pământ din ăla pentru legume, că da, îmi promisese și mie cineva că mi-aduce, dar bineînțeles că nu s-a mai ținut de cuvânt, pentru că de ce s-ar ține de cuvânt, adică cu are problema. Așa, și am... rămas fără pământ aici, dar o să mă duc eu să iau, nu e problema, și o să vină, aici vor veni roșii, ardei, o să mai semăn niște morcovi, de-aia a rămas liber. Aici am ceapa asta pe care vreau să o păstrez pentru toamnă, adică nu o scot acum, nu mănânc de verde. Trebuie să o curăț și pe ea de bălării, doar că singura problemuță este că este mărar printre ea. Și îl văd, am început să-l văd, dar nu așa de bine. Și așa că o să curăț după ploile astea, când o să mai crească și mărarul și bălăriile, ca să le pot distinge mai bine și să-mi fie mai ușor de prins. Și la fel mazărea acolo. Acolo o să pun tot așa un rând de roșii, pentru că mazărea o să se ducă relativ repede. Adică undeva până pe la final de iunie nu o să mai am mazăre. Așa, trebuie chiar să-i pun iarăși un rând de sfori de care să se aghețe, pentru că vreau să o ghidez să se aghețe de sfori. Aici a ieșit, cam aveam un gol și a ieșit și eram foarte blondă în ziua în care am pus mazăre, că am pus și o tufă de fasole între mazăre, but oh well, sunt cam din aceeași familie, așa că nu ne supărăm. Cum ziceam, și aici trebuie făcută curățenie.
Și o avem și pe Coconucă. Da, ea este singura care are nume dintre toate și se numește Coconucă. Și astăzi chiar m-a băgat în speriați puțin pentru că are ceva problemuțe. Face ouă cu sânge și am găsit mult sânge acolo lângă coteț. Dar am întrebat un expert, adică pe vecina mea, și a zis să o las în pace. Atâta timp cât mănâncă și nu e bleagă, nu e, că umblă prin toată curtea, nu-ți face prin griji. Dacă mănâncă, e bine. N-a bine, atunci așa face. Da, și aici urmează să pun, după ploile astea, tot așa, o să pun cosmosul, care crește. Este tot așa în căsuța lui provizorie de răsad. Și profitând de momentul ăsta de liniște, pentru că până mai devreme îmi zicea, îmi urla unul în cap, nu știu, zicea ceva pe ritmuri de manele, profitând de momentul ăsta de liniște, vreau să vă zic de ce. Care e treaba cu straturile înălțate? Că a venit și Eugenia și m-a întrebat și au mai fost și alte întrebări de la voi, dar de ce straturi înălțate și nu faci un strat normal cum se practică? Sunt mai multe motive la mijloc, nu este un singur motiv pentru care... Ia să stau jos. Pe iarbă. Hopefully nu mă așez într-un găinaț. Găinaț, așa. Da, există mai multe motive pentru care sunt bune straturile înălțate. Ele au fost popularizate în Anglia și țările astea anglosaxone, unde știți că plouă foarte mult și atunci ei nu pot face grădinării clasic pentru că au practic mlaștini în grădini. Mâine, cu timpul s-a dezvoltat tehnologia, whatever, dar la începuturi asta făceau ei, adică ridicau pământul astfel încât să nu stea în apă plantele. Asta e principiul de bază, ridici pământul ca să nu stea în apă. Deci, odată asta, dacă ești într-o zonă în care plouă foarte mult sau se adună foarte multă apă, nu știu, ai o grădină undeva foarte joasă, cum de altfel era și la mine aici, că de-aia tot întind pământ, pentru că grădina era joasă, era foarte joasă, poți să faci chestia asta, adică ridici pământuri, ridici, faci niște straturi din astea înălțate și nu mai e problema asta, pentru că evident plantorilor le place apa, dar nu în exces, că în momentul în care stau prea mult în apă, putrezesc. Asta odată. Deci odată treaba asta că dacă ai o zonă mlăștinoasă sau în care se inundă sau așa. Bun, asta ar fi un factor. Nu e cazul la mine, dar sunt alți factori care m-au dus pe mine să la așa. Un alt factor foarte important care a contat pentru mine și ăsta e foarte important, este că pământul din straturi se încălzește mult mai repede decât solul primăvara. Pentru că primăvara ați văzut, solul se încălzește când vine soarele. Dacă în martie, cum a fost anul ăsta, este cald, da, solul se încălzește mai repede. Dar dacă în aprilie e încă frig și ninge, da, solul se încălzească mult mai greu. Și fiind suprafață mai mare, da, automat se încălzește mai greu. Pe când, având o cantitate limitată de pământ în straturile astea, pământul ăla se încălzește mult mai repede de la soare și motivul pentru care, dacă vă aduceți voi aminte, acum câteva vloguri, nu știu, acum câteva, o lună jumate, aveam bețele alea puse pe straturi. Motivul pentru care le puneam nu neapărat că săpau câinii, ci pentru că stăteau efectiv pe pământ, fiindcă era foarte cald seara, când venea seara, ele se culcau pe pământ, fiindcă era mult mai cald decât jos. Da? Deci, odată că pământul se încălzește mult mai... Deci, ăsta este un factor care pentru mine contează, pentru că, da, pot să plantez mai repede, nu cu mult față de cei care plantează în pământ, efectiv, în straturile clasice, dar oricum mai repede. Și, așa, un alt lucru este că controlez suprafața pe care o uzi. Adică nu trebuie să mai uzi o suprafață mare de teren și în același timp păstrează umiditate. Da, ajută la drenaj atunci când apa este în exces, dar când apa este în cantitate potrivită, genul ăsta de strat înălțat păstrează apa, da? Și o ține la plante. Un alt lucru care pentru mine a contat foarte mult este că poți controla calitatea pământului, a solului. Fiindcă, după cum v-am mai zis eu și după cum cred că vedeți cei care se pricep și își dau seama, calitatea solului de aici, de la mine, nu e cea mai grozavă, adică nu e cel mai ok pământ. Adică aș putea să mai bag îngrășământ natural sau chimic sau whatever, dar ar costa foarte mult. Și atunci, făcând straturile astea mai mici, automat ai nevoie de o cantitate mult mai mică de îngrășământ sau să aduci alt pământ de altă parte. Sunt oameni care fac straturile astea înălțate cu pământ de pădure, care este mult mai fertil.
Și asta ajută mult. Și apropo, ca paranteză, în ciuda faptului că pare o suprafață mai mică decât dacă aș face un strat clasic, asta îmi zice toată lumea, să știți că se cultivă o cantitate mai mare de plante pe suprafața asta, tocmai că ai pământul atât de fertil încât îți permite să și rotești mai repede straturile, să, culturile, dar în același timp îți permite să și pui mai multe plante pe o suprafață mai mică. Și un alt aspect care îmi vine în minte acum, mai sunt multe, dar un alt aspect pentru care pentru mine sunt importante straturile astea înălțate, este aspectul estetic. Și am mai discutat treaba asta. Știu că pare superficial, dar pentru mine contează mult să arate bine și este unul din motivele pentru care am vrut să arate așa grădina mea, pentru că îmi place, îmi place aspectul ăsta. Are un aspect frumos, mai îngrijit, mai, nu știu, altfel. Așa, pe mine cel puțin mă atrage mult mai mult să mă duc în grădină, să vin în grădină și să fac curățenie și să fac așa, să fac ceva, decât într-un strat clasic. Și v-am spus eu de-a lungul timpului că am avut și grădină clasică și am avut straturi clasice și le-am abandonat pentru că... și încă un element foarte, foarte important, tocmai pentru că ți-aduci pământul tău și poți să-ți aduci un pământ curat care a fost sterilizat și curățat de bălării, cantitatea de bălării și de buruieni și de lucruri care ies, exact ce ziceam, cantitatea care de bălării este mult mai mică de buruieni, da? Adică ies mult mai puține buruieni. Și aici, și acum, în stratul ăsta am reușit să plivez, deși era destul de plin, mă rog, plin pentru standardele mele, am reușit să-l curăț foarte repede, da? Pentru că oricum sunt mult mai puține și dacă... pui pământ, să spunem, de-al tău, doar simplu fapt că eu am ridicat, practic, am ridicat pământul cu 30 de centimetri. Vă dați seama că sunt multe bălării care nu ajung, nu cresc atât de mult, nu se duc atât de mult în sus 30 de centimetri ca să iasă la suprafață aici, da? Și le sufocă. Sunt multe care ies, cum ar fi volbura, dar sunt multe care nu ies. Na, vă las că dacă începu balamul cu nicio șansă să mai filmez, dar o să continui să... mai fac pe aici ceva. Poate termin stratul ăsta și vedem. Mai fac ceva și vorbim după. Crazy hair, I don't care. Dar crazy hair înseamnă că am stat în cadă. Și da, am stat în cadă în ultima oră și un pic. Am stat în cadă și m-am înmuiat și m-am încălzit pentru că v-am zis că de dimineață înghețase efectiv și mi-am scos tot pământul de sub unghii și mi-am scos tot praful în toate cotloanele posibile și e tare bine. Și acum mi-am dat și drumul la căldură, pentru că noaptea asta o să fie iarăși foarte rece. Și mi-am dat drumul la căldură și o să dorm ca un bebeluș, efectiv, neîntoarsă. Deci, promit. Mâța nu-i cu mine, nu știu unde e, că în ultimele nopți, tocmai pentru că era mai recicuț, m-a înghesuit și a dormit lângă mine și doarme lipită de mine și dimineața să vedeți ce se întinde. Ea bine, mă trezește pe la... 5 să-i dau să mănânce, dar după aia vine și se pune înapoi să face așa covrig lângă mine și când simte că m-am trezit de la binele pe la 6-7, dacă n-am nimic de făcut, cum au fost zilele astea când a plouat, am stat mai mult în pat, dar de obicei la 5 jumate sus. Se întindea așa și era atât de haioasă și avea niște figuri și niște fețe, doamne, deci o ador. Da, sunt puțin îngrijorată de coconucă, că, da, mi-e milă de ea, că tot sângerează când ouă, dar n-am, efectiv, mi-a zis vecina mea că n-am ce să-i fac. Trebuie să se vindece ea, adică n-are ce să se întâmple și probabil o să se vindece, na, ea este, după cum v-am zis, e un pic traumatizată. Și încă un detaliu foarte important, este chioară. Da, coconucă, găina aia jupuită, fără pene, pe ea, este chioară. Adică săraca le are pe toate. Deci dacă exista o formă de-a mea în variantă de găină, ea e. Deci dacă i-ar fi fost să mă transpun eu în găină, ea e. Da. Nu știu dacă m-au zis cu ecou, pentru că eu m-au cu ecou, fiindcă nu sunt draperiile puse la geamul ăla, la fereastra de acolo, fiindcă îmi cade galeria în cap și de mai bine de o lună, da, life as a only one, ca să zic așa, înțelegeți voi,
Da, trebuie să rezolv și treaba asta săptămâna asta, pentru că îmi stă pe creier și, da, numai draperiile alea, nu le-am spălat. Și cu perdeaua aia, pentru că trebuie să rezolv întâi galeria. Să văd pe cine Dumnezeu găsesc să-mi facă și mie, că trebuie schimbat ceva acolo, trebuie făcut, trebuie... Da. Anyway. Da, și nu știu cum, da, de la cum am ajuns, nu știam cum am ajuns la galerie de la Coconucă. Așa, și încă nu le-am pus nume și știu că mi-ați dat sugestii de nume, numai că eu țin minte că n-am făcut mențiunea că vreau niște nume mai speciale pentru ele. Voiam inițial să le dau numele din cărțile lui Jennifer Saint, alea cu Atalanta, Ariadna, Electra și o să urmeze Hera, așa, dar m-am gândit că e un pic cam complicat. După aia, a rămas pentru asta săraca, pentru că eu așa le rim cu Coco, a rămas Coco, că vine lângă mine și face Coco. Coco. Și a rămas Coco și de acolo i-am zis Coconucă, pentru că un alt detaliu foarte important, între ele patru găini există doi neuroni și de obicei unul din neuroni este la trei dintre ele și cealaltă are un neuron și fac cu schimbul, știți? În grupul de trei care posedă un singur neuron, fac cu schimbul, știți? Câteodată aia cu un neuron care este posesoară de un neuron trece în tabăra aia unde trei împart un neuron și face schimb cu alta și tot așa. Până acum, în ciuda aparențelor, tot Coconucă s-a remarcat a fi mai inteligentă. Adică parcă ține neuronul ăla, singurul neuron, așa, care este alocat uneia dintre ele, parcă îl ține ea mai mult decât restul de trei. Știți, parcă celelalte trei roșii au un neuron la comun. Și da, i-am explicat că schema asta și Eugenie și râdea. Pentru că da, sunt de o inteligență sublimă în găinile. După cum le știam de altfel. Așa. Și ei am zis Coconucă tocmai pentru că momentele când o părăsește neuronul ăla sunt foarte evidente. Și zici că o nucă seacă, deci că sună gol. Așa, și de-aia am zis Coconucă. Și la celelalte trei mă gândeam eu să le pun numele moirelor. Moirele sau, da, din mitologia greacă, dacă știți. Le-aș pune numele moirelor, dar încă nici acum nu pot să le identific. Bine, n-am mai stat printre ele foarte mult ca să le pot distinge, dar încep ușor să le disting și între ele, pe cele roșii. Dar le-aș pune numele moirelor. Voi ce ziceți? Sunt puțin mai complicate numele moirelor, dar sunt niște nume interesante și mi se pare că s-ar potrivi. Și nu știu dacă țineți minte, apropo de treaba cu neuronul, că așa am ajuns la legătura asta cu numele astea, dacă ați văzut serialul Disney, Hercule, moirele erau la Hades, nu erau... Mă rog, erau la Hades și aveau un singur ochi și îl dădeau de la una la alta, dacă țineți minte. La asta m-a redus cu mine, pe mine cu gândul cu neuronul, când parcă toate trei au un singur neuron și fac cu schimbul. Aha. Și de-aia mă gândesc să le pun numele moirelor. Da. Astăzi ce am mai făcut? Am pus mușcatele alea, cum v-am zis. Nu vi le-am arătat pentru că le-am pus în zona magaziilor, care magazii... Nu, e ceva... Trebuie să... Am fost și prinsă zilele astea și nici n-am avut chef. La drept vorbind, nici n-am avut chef și după aia a venit și vremea asta urâtă. Dar trebuie să intru, să canalizez toată energia, tot zenul și feng shui-ul într-o zi. Nu, trebuie cel puțin două zile acolo. Două zile, asta înseamnă că nu vor fi consecutive, în care să scot absolut tot de acolo, tot să scot și să triez și să reorganizez tot din magaziile alea, pentru că este ceva, este o chestie absolut înfiorătoare, deci nu, sunt lucruri grămadă, lucruri utile, lucruri inutile, cel puțin în magazia aia unde sunt sculele și lucrurile care se trebuiesc pe lângă casă, toamne, deci e
și resturi de, la, de materiale de construcții, saci de ciment, trebuie să-i striez, să văd dacă mai sunt bun, dacă nu mai sunt bun, Ipsos. Oh! Moarte. Efectiv. Și trebuie să fac treaba asta, dar și de aia, vor veni în zona aia mușcatele, pentru că au soare, au căldură, au toate ce le trebuie acolo. Dar trebuie să mă organizez într-o zi, când două, când energie și știți, și timp și așa. Mai durează un pic. Așa. Rest. Ce... În rest, ce am mai făcut pe aici? Am mai bântuit pe aici, am mai pus un alt, am mai semănat, am mai plivit, am mai făcut și, nu știu, v-am zis, este, suntem pe principiu, am făcut ce n-am făcut, ce am făcut, ce n-am făcut, așa să ca să citesc corect, ce am făcut, ce n-am făcut, că a trecut ziua, dar e bine și acum pe seară m-am relaxat, deci totul e bine. Mâine mai am o zi relativ relaxantă și după aia Dumnezeu cu mila ce-o fi săptămâna viitoare, nici nu vreau să mă gândesc. Dar eu vă las pe voi aici. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Vă pup și ne vedem în următorul clip.